9 și 30 de minute, bună dimineața din nou de la această oră. Suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, alături de mine și de dumneavoastră prin telefon în această dimineață, primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și eu. Domnule primar, pentru început aș vrea să discutăm puțin despre vaccinare. Că la Cluj, respectiv la Cluj-Napoca, stăm destul de bine. Am văzut temerea țărilor europene care vor să grăbească vaccinarea, să ajungă undeva până la 75% persoane vaccinate până în luna septembrie. Din fericire pentru noi, clujenii, stăm destul de bine, avem peste 500.000 de persoane vaccinate cu prima doză și undeva la 250 și ceva de mii sau 260 și ceva de mii imunizate cu ambele doze. Din păcate, la nivel național nu stăm bine. Nu mai merge lumea la vaccinare. Dacă ne uităm la Suceava, ne uităm la Botoșani, Bacău, sunt undeva între 13 și 16% persoane vaccinate și nu numai. Unde Clujul și cu Bucureștiul sunt un top, în schimb sunt destule județe care n-au depășit 20%. Poza dumneavoastră este corectă. Acum, în primul rând, eu vreau să le mulțumesc clujenilor pentru faptul că au înțeles acest imperativ al momentului, faptul că sunt oameni cu o conștiință civică ridicată și cu simț al responsabilității față de ceilalți, față de propria persoană, față de societate, pentru că în societate trebuie să te comporți responsabil ca să poți merge înainte. Eu cred că Clujul, dacă municipiul Cluj-Napoca, dacă luăm în considerare și persoanele care au trecut prin boală, nu doar cele care s-au vaccinat, ne apropiem undeva de 5-60%. Suntem de departe, cred că, pe primul loc în România ca municipiu. Asta, repet, e meritul clujenilor. Doi, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din centrele de vaccinare, de la Drive-Thru, de la sala sporturilor, până la toate celelalte centre, pentru că sunt călduri absolut imposibile, dar oamenii aceștia au stat pe baricade. Să știți că au fost situații în care au avut probleme de sănătate, dar s-au înlocuit, au rămas pe baricade oamenii, tocmai ca procesul de vaccinare să nu fie întregul. Vreau să adresez un mulțumesc sincer din partea orașului pentru acest efort extraordinar pe care îl fac, pentru ca să nu luăm piciorul de pe accelerație. Pentru că, din punctul meu de vedere, securitatea prezentă și viitoare din punere medical este vaccinul. Nu știu ce va fi în septembrie, nu știu ce va fi în toamnă, pentru că toți vin cu tot felul de tulpine, de tulpinele, de vești. Un singur lucru este cert, vaccinarea neapără de tot. De aceea trebuie făcut orice ne stă în putință să menținem vaccinarea ca prioritate majoră, ca politică de sănătate publică. Mă bucur că Festivalul Le Mare, Antol, a intrat puternic în campania de vaccinare și o susține prin toate mijloacele, tiful, Jazz in the Park și foarte bine face și Electric Castle pentru a aduce și în rândul tinerilor un suflu nou în domeniul vaccinării și unind toate eforturile, cred că vom reuși. Suntem obligați să reușim astăzi, sau suntem condamnați să reușim pentru a putea supraviețui acestei pandemii. Vedeți ce frumos este când viața se rea cât de cât aproape de normalitate. De la 1 iulie, sfârșit, și Oslo, care mi era o veche dorință, se redeschide. Bine, foarte multă lume de 2 luni de zile, în fiecare săptămână, în fiecare zi, a întrebat când se deschide Oslo. Mai aici, dumneavoastră, am discutat de atâtea ori, dar am găsit înțelegere la oficialități ca în urtetria de guvern care a fost adoptată să includă acest articol care să permită redeschiderea târgurilor, astfel încât și acel domeniu extrem de important pentru o categorie socială consistentă a Clujului să poată avea activitatea reluată. Deci, vedeți cât de frumos începe viața să-și ia cursul normal. Haideți să nu compromitem viitorul, pentru că pandemia aceasta este imprevizibilă. Singurul, repet, cert, lucru cert care îl avem astăzi pe pământ, că ne poate apăra de o revenire a pandemiei, de o creștere a unei alte tulpini, e vaccinul.
Din asta putem ține... Da, domnule primar, noi clujenii, majoritatea ne-am vaccinat și se pare că trendul, deci nu există o lipsă de interes pentru vaccin la nivel de Cluj, dar la nivel național lucrurile nu sunt chiar roze, procentele nu. Noi undeva, dacă trendul se păstrează la fel pentru... având interesul de vaccinare la nivel de Cluj și Cluj-Napoca, noi o să avem undeva în septembrie, pe la jumătatea lui septembrie, poate un procent de 75%, ceea ce ar fi ideal. Din păcate, și repet, la nivel național lucrurile stau destul de rău. Bun, aici întrebați pe oficialii naționali, eu nu cunosc particularitățile fiecărui loc, fiecărui județ. E clar că trebuie intensificată campania mediu-rural, pentru că de acolo se poate aduce diferența acum în special, care să crească rata de vaccinare. Și aici, evident, politicile publice naționale trebuie să fie intensificate spre mediu-rural prin toate mijloacele posibile. Eu aș accelera prin medicii de familie, care au contactul direct acolo cu fiecare cetățean din mediu-rural. Ei ar trebui să fie poarta de intrare în fiecare casă, sau cale de intrare în fiecare casă pentru vaccinare. Și acolo m-aș concentra de a realiza o colaborare cu medicii de familie, de a-i sensibiliza, de a-i atrage, de a-i implica, de a accelera, pentru că au care direct de intrare și este orizontal răspândită în toată țara și s-ar putea crește aceste forme. Așa, uitându-mă, dacă mi-a cerut o părere de nivel național, dincolo de celelalte politici publice. Avem a doua vineri verde cu transport gratuit. Cum a funcționat astăzi, dacă aveți ceva date din... Nu o să le primez la sfârșitul zilei, acum e prematur. Dar ce m-am bucurat e că m-am bucurat. Am așa o veste plăcută. Coboram pe Pasteur și pe Babeș și avem panoul acela cu locurile libere de parcare în oraș. Și ce am văzut acolo, poate e un indicator bun că lumea a lăsat mașina sau lasă mașina acasă astăzi, pentru că, de exemplu, la parcarea de pe Moților erau vreo 275 de locuri libere, la sala polivalentă 192, la Cluj Arena 72, Piața Unirii 64 de locuri, pe la ora 8 și ceva, 8 jumate, cred că era când am ajuns... Dacă aș o analiză săptămâna trecută, fiind prima vineri în care transportul public a fost gratuit, s-a simțit... Eu m-am dus personal cu autobuz și am întrebat prin oraș, am văzut că erau autobuzele cu oameni mai mulți ca de obicei și am întrebat în autobuz, dar chiar zic, da, știm de program, bineînțeles că cei care au acolo știau, normal, că aflaseră. Problema era că mulți, probabil, din afară nu aflaseră, care între timp au aflat. Acum, știți cum e o politică, nu se poate... să ajungă la 350.000 de cetățeni ai Clujului instant. Eu sunt convins că asta se răstogolește, merge și politica asta nu e doar pe o săptămână, pe două, e pentru totdeauna de aici înainte. Deci nu am spus că o aplicăm de acum până la toamnă. E o politică care încetul cu încetul va contribui la schimbarea unor mentalități. Că știți bine, cel mai greu pe lumea asta se schimbă mentalitățile, modul de gândire. Ălea se schimbă cel mai greu. Care este o clădire, poți să dărâm jos și se construiește alta în loc, mai repede. O mentalitate se schimbă în timp, în ani. Cum este și aceasta, mutarea de accentul de la mașină spre transport public, mutarea accentului de la transportul cu vehicul la mijloacele alternative, bicicletă, mers pe jos, trotinetă, forme de sharing. O să nu se întâmple peste noapte. Occidentul a început din anii 80 aceste lucruri și au reușit peste 30 de ani, peste 40 de ani să aibă rezultate la cele extraordinare. Când mergi în Amsterdam, mergi în Copenhaga și vezi că 60% din populație folosește bicicleta. Dar nu s-au petrecut nici acolo, credeți că peste noapte. Sunt procese, 30 de ani dacă nu au mers. La noi, acum sperăm să accelerăm aceste procese. Ce putem noi face? Știm că direcția este corectă. Aici eu n-am dubii, n-am niciun fel de reținere că mutarea accentului de la un om, o mașină, la prioritizarea transportului public, la încurajarea mersului pe bicicletă, pe trotinetă, a mersului pe jos, a formelor alternative de transport și de împărțirea transportului. N-am nicio lesine că este direcția corectă, pentru că asta s-a pus în toate orașele moderne care sunt atrăgătoare, sunt modele de calitate a vieții în Europa și în lume. Asta au făcut. Au luat spații de la mașini, au dat la cetățeni și la pietoni, au prioritizat transportul în comun, au introdus metrou, au creat structuri alternative, tren metropolitan, au prioritizat liniile de transport public,
au făcut, au luat, repet, bulevarde care erau pline de mașini și le-au transformat în spații centrale pietonale și le-au crescut calitatea vieții, cât oamenii să se întâlnească, să aibă prilej de a se bucura împreună. Și orașele acelea sunt modele de referință. Vrem și noi să ne ducem la München, la Paris, la Londra, la Bruxelles, vrem să mergem la Roma. Deci orașele acestea europene, la Viena, asta au făcut și ele și de aceea merg atât de atrăgătoare. Și noi aceeași direcție urmăm, pentru că asta este aceea care aduce calitatea vieții. Acolo este mai puțină poluare, acolo oamenii trăiesc mai bine, acolo trăiesc mai mult și sănătos. Vrem și noi să trăim mai mult, bine și sănătos, nu puțin și prost. Deci asta, știu că aceste lucruri deodată, și permite să închid, nu să fac peste noapte și știu că pe termen scurt sunt nepopulare. Știu că oamenii ne înjură în primul rând pe mine că, vai, că iar am mai luat de la mașini și că uitați ce aglomerație este. Dar, repet, toate analizele ne arată când ai 70% din trafic, persoane cu o persoană în mașină, cu o singură persoană în mașină, spune mult despre faptul că avem nevoie să lucrăm la mentalitate. Păi și dacă, deci, și dacă s-a luat de la mașini și s-au dat la pieton sau, nu știu, biciclete, trotinete pentru a, sau transport în comun, din păcate cifrele nu vă ajut. 160 de mașini înmatriculate pe zi în Cluj în primul trimestru. Da. Dragul meu, noi nu putem opri oamenii să-și cumpere și să-și matriculeze mașini. Asta este o chestiune care nu discut. Nu am această posibilitate și nu intervin. Oamenii pot să-și cumpere, să facă ce doresc. Ce poate face orașul este însă să stabilească niște reguli ale jocului care să se lăsă niște priorități. Asta putem să facem noi. Eu nu pot să opresc pe cineva să-și cumpere mașină. Eu îndrept suveran al omului, nu discut. Îl are liber. Ce putem noi să facem însă, ok, să știi că în oraș, poate că în afară orașului, în mediul, în altă parte, mașina e mult mai uzitantă, dar în oraș mașina, cum să spunem în reclama noastră, azi mașina stă pe loc și mergem cu transportul în comun. Adică să înțelegem în mindset-ul nostru și repet, eu nu mă aștept ca aceste schimbări revoluționare în mintea oamenilor să se producă peste noapte. Trebuie să muncim fiecare dintre noi. Știți bine că un filozof spunea că democrația are nevoie de eroi obișnuiți în fiecare zi care să schimbe mentalități și să se bată pentru democrație. Exact ca mersul pe bicicletă. Trebuie să pedalezi ca să mergi cu bicicleta. Iar dacă nu pedalezi, nu mergi. Așa și cu democrația. Trebuie să pedalezi în fiecare zi ca să mergi și să evoluezi în direcția corectă. Și evident că mă critică mulți pe tema asta, dar Churchill avea o vorbă. Zicea, dacă drumul spre destinație, nu te oprești să arunci cu pietre după toți care latră după tine, dacă știi că direcția este corectă. Și atunci așa trebuie să faci aici. Nu, m-am asumat că sunt criticat. Mi-am asumat acest lucru. Dar știu că direcția orașului este corectă și peste ani vom fi cu toții mândri, așa cum deja suntem mândri, că ne bucurăm să vedem un centru al orașului super, ne bucurăm că avem o bază sportivă în Gheorghe, că vom avea una la terenul, că avem deja benzi dedicate pentru transportul comun, avem cele mai moderne autobuze din România și de referință în Uniunea Europeană, primele autobuze electrice, că pe termen lung vom avea și metrou, că lucrăm la aceste proiecte de dezvoltare viitoare a Clujului. Dar trebuie să înțelegem că toți suntem în aceeași barcă și că nu există soluții miraculoase din Jopen, că cineva poate să scoată o soluție din Jopen și să rezolve această problemă. Problema, până la urmă, stă într-un parteneriat între administrație și cetățeni. Administrația, repet, să stabilească priorități de politici publice în sensul prioritizării transportului în comun și să fie de calitate, să ofere alternative, cetățeanul să se plieze pe această nevoie a orașului și să vină pe modalitatea alternativă la mașină, fără ca eu să interzic cuiva să-și cumpere mașină. Asta nu-i treaba mea. Deci ați avut o intervenție în cadrul Zilelor Europene de Cercetare și Inovare 2021. Concret, sunt câteva obiective pe care, să spunem așa, Clujul le urmărește pentru a se alinia la rigorile Uniunii Europene. Aici am discutat de spații verzi, ați discutat flotă de transport în comun verde până în 2026 și aici vreau să vă întreb referitor la autobuzele autonome. S-au depus două oferte din Franța privind licitația pentru furnizarea de autobuze autonome. Ce știm despre cele două companii? Păi nu știu, că vă știți mai mult decât mine. Eu habar n-am de licitațiile astea. Am văzut din presă de cine au depus oferte. Pentru că, sincer, nici nu mă interesează pe mine, în general, pe mine nu mă interesează participanții la licitație până n-am pe masă raportul procedurii a comisiei cu rezultatul final. Am aflat și eu din presă că sunt două firme foarte puternice pentru autobuze autonome care deja sunt recunoscute în Europa. Voi vedea ce va decide comisia. Și când voi avea raportul pe masă, mă voi pronunța. Ceea ce mă bucură, faptul că firme puternice au venit la licitație și
sunt șanse să se ajudece licitația. Asta este important, că dacă nu bea nimeni, nu putem ajudeca licitația. Deci, eu mă bucur că singurul oraș din Europa care a fost ales alături de comisarul Maria Gabriel să fie această sesiune importantă a zilelor europene ale cercetării și inovării a fost orașul Cluj-Napoca, pentru că e un model de bună practică și prin calitatea oamenilor de aici, a ecosistemului acesta de care tot vorbesc. Și să știți, când pun eu atât accentul acesta pe capacitatea asta de a lucra împreună, să știți că lucrurile acestea se apreciază foarte mult la nivel european, pentru că nu peste tot găsește o asemenea combinare bună între administrație, societatea civilă, universități, mediul de afaceri, astfel încât să lucrezi, să tragi la aceeași căruță și să ai un obiectiv comun. Suntem diferiți, avem puncte de vedere diferite pe multe subiecte, dar sunt câteva lucruri care ne unesc și toți tragem în aceeași direcție pentru Cluj. Și atunci, această idee de a avea un transport public verde nepoluant, care înseamnă, în primul rând, sănătate pentru clujeni. Asta e prima și cea mai importantă. În al doilea rând, 190 de hectare de spații noi și modernizate cu 100 de milioane de euro, care din nou va crește calitatea vieții la Cluj-Napoca. Și știți bine că sunt în tot Clujul aceste spații despre care am vorbit. De asemenea, primele autobuze autonome care să fie un semnal că e un oraș al inovării, un semnal că, da, aici, la Cluj, este o calitate a resursei umane foarte puternică în cercetare, în dezvoltare, inovare, în IT, inteligență artificială, când sunt oameni care trăiesc la fel ca la München sau la Viena sau la Lyon sau în altă parte, în Milan, unde mai sunt asemenea. Da, dar vedeți că prin această promovare a calității vieții, prin și vorbim de Viena, de München, de tot, cred că și prețurile la Cluj-Napoca au ajuns la același nivel. Suntem orașul cel mai scump din țară. Păi, dacă vrei să ai calitatea vieții, eu nu pot să o compromit, că mi spune cineva mie, compromite calitatea vieții la Cluj, ca să nu se mai vorbească despre Cluj. Vrem să trăim prost și să ne distrugem sănătatea, asta dorim. Eu nu cred că pentru asta am fost ales de clujeni să trăim prost și să le distrug sănătatea. Am fost ales să le ofer un oraș care să fie la fel de sau să fie măcar apropiat ca direcție, ca tendință de ceea ce eu am văzut în Uniunea Europeană, în Occident, că de aceea 4 milioane de români au mers în Occident. Eu vreau ca 4 milioane de români să vină înapoi acasă, să trăiască în această țară și să modernizăm împreună România. Eu vreau ca clujenii să rămână acasă, să nu plece din Cluj-Napoca, să vină acasă cei care au plecat. Eu asta doresc, pentru că prin asta cred că putem crește orașul. Și în primul rând, dacă noi ne facem datoria, ok, cei care doresc să vină sunt bineveniți în Cluj-Napoca, dar pe mine mă interesează clujeanul, eu pentru el muncesc în fiecare zi, pentru el mă dedic prin toată activitatea pe care o fac, ca el să aibă o viață mai bună. Și mă bat pentru toate proiectele acestea, să mai împing în câte un proiect înainte, unul pentru centură, unul pentru tren metropolitan, unul pentru metrou, unul pentru conectarea autostrăzii, la conectarea Clujului la autostradă, unul pentru modernizarea Clujului la drumul Cluj. Deci, pentru că așa că avem un proiect cu Ministerul Transportului de drum rapid și care, iată, am reușit să împingem în linie dreaptă să meargă mai departe, de a crea un nou UPU la Cluj, la Spitalul Clujana, ca alternativă la UPU-ul existent, ca să ajungă oamenii în două părți la urgențe și să nu fie nevoit să sufere de mult cât se sufere din nefericire astăzi, să finalizăm proiectele mari care țin de viitorul nostru al Clujului. Pentru asta, zic, sunt aici. Iar pe partea ultimă de digitalizare, să nu uităm că nimeni n-are ce are Clujul în momentul de față. Și în ce veți vedea diferența? Adică faptul că astăzi noi toți funcționari, de la femeie de serviciu până la primară, de semnătură calificată sau avansată. Aia calificată e aia care ai răspundere în spatele ei, juridică, și funcționarii, vor 570 sau 700, nu mai știu exact cât sunt de toți, care semnează acte de jos în sus la inspector până la primar. Și mai sunt ceilalți care nu semnează acte, cum e femeia de serviciu, cum e portarul, dar care să-și facă o cerere de concediu sau de nu știu ce altă cerere, are în Infocet un cont în care și ea electronic poate să-și facă acest lucru fără să mai fie nevoie de hârtie și de semnătură olografă. Și noi toate corespondența o purtăm și o semnăm, se repet, 90% din documente în format electronic. Da, dar vedeți că momentan sunt instituții la nivel de județ și nu numai, și în Cluj-Napoca, unde merge în continuare cu dosarul cu șină. Bun, noi nu stăm înainte, dacă alții stau pe loc, noi trebuie să stăm pe loc. Noi trebuie să fim un model, să tragem și pe alții după noi să meargă înainte. Acum avem 55.000 de clujeni care au cont la primărie pentru a primi și îi rugăm să intre pe site-ul primăriei să-și bifeze doar că doresc să primească acasă și ceea ce până acum nu primeau în format electronic. Și mă refer la scrisoarea primarului, la înștiințarea de plată impozitelor și taxelor locale și la alte lucruri. Pentru că noi trebuie să trimitem anual 200.000 de scrisori
ca să informăm pe cetățeni că au de plătit taxe și impozite locale și cele mai importante proiecte ale clubului. Acum acestea se pot face digital, prin a primi acasă în cutiuța poștală. Numai cetățeanul trebuie să-și exprime acordul că dorește să primească în această formă, dacă nu, trebuie să le primească în continuare în format digital. Deci intrați, vă rog, pe site-ul primăriei și bifați acest pentru cei 55 de mii care deja aveți conturi, pentru cei care nu v-ați făcut, faceți-l acest cont digital, pentru că este platforma primăriei deschisă după ședința ultimă de Consiliu Local, când am pregătit cadrul legal. De asemenea, documentele de urbanism în GIS se pot vedea, puzurile, autorizațiile de construcție emise, certificatele de construcție de urbanism emise. Iar din ianuarie vom da posibilitatea cetățenilor chiar ei să-și poată emite propriul certificat de urbanism de informare, să vadă ce pot să construiască, ce condiții sunt îndeplinite acolo, ca să nu mai fie nevoie să mai piardă timpul cu primăria. Domnule primar, de vedere, suntem prima primărie, spun eu, digitală din România și sunt mândru de clujeni. V-am întrebat de autobuzele autonome. Ce le spuneți celor care sunt neîncrezători că vom vedea aceste autobuze fără șofer la Cluj? Întotdeauna există o îndoială metodică. De la Descartes încoace, știți ce zicea filozoful Descartes, mă îndoiesc de scurget, scurget de ce există. Îndoiala metodică este o chestiune sănătoasă pentru evoluția unei societăți. Eu vă spun că vor fi. Așa cum am spus că va fi și parcul din Zorlă, chiar dacă în instanță avem probleme și ne atacă de atâtea ori distinsul domn de acolo. Dar tot vom avea parcul din Zorlă, pentru că, așa cum am spus, că nu se va face la Expo Transilvania blocul de 14 etaje, nu s-a făcut blocul de 14 etaje, așa că și de spațiu va fi bază sportivă de agrement și parc pentru clujeni. Așa și aici vom avea în Zorilor parc, chiar dacă suntem întârziați puțin, sau lărgirea de la fabrica de bere. Am făcut ședință extraordinară de Consiliul Local, am aprobat proiectul, acum se pregătește licitația de proiectare și execuție și vom face și aici lărgirea ca să putem avea benzi ridicate pe axa întreagă Mănăstur Centru. Chiar dacă ne-a atacat în instanță și a evocat donație, tot vom câștiga aceste procese. Doar că suntem puțin întârziați de orgoliul unora de a pune piedici orașul. Ceea ce nu-i frumos, după părerea mea. Ați fost la Consiliul Național de Integritate ieri. Ce decizii importante s-au luat? Ieri a fost interviul. Noi am fost validați de Senat cu vreo săptămână în urmă. Ieri a fost prima ședință în formatul complet al Consiliului Național de Integritate și punctul pe care l-am avut pe ordinea de zi a fost interviul, proba orală cu candidatul înscris pentru președinția Agenției Naționale de Integritate. Proba scrisă se desfășurase anterior, el s-a desfășurat proba orală. Candidatul, domnul Moise, dacă nu greșesc ca nume, a obținut un punctaj în jur de 9 din media la toți la toți membrii comisiei, după o evaluare de peste 2 ore și jumătate, interviu, întrebări, completări, după care, evident, decizia va merge mai departe spre Senatul României, ca de la 1 noiembrie, când începe mandatul noului președinte, să fie validată această poziție. Și am discutat, de asemenea, aspecte care țin de eficientizarea acestei agenții naționale de integritate, adică aceasta să nu se ocupe de plătușcă. Bine, ok, în regulă că descoperă 300 de consilieri locali din Cuca Măcăii care, știu eu, au uitat să declare că au fost membri într-un consiliu de administrație la școală sau la nu știu ce grădiniță. E ok și asta, dar această agenție trebuie să scuturile, averile nejustificate. Acum trebuie să lucreze și să aducă în bugetul statului banii pentru cei care, de la cei care nu au plătit taxe, impozite pe baza averilor pe care le au. Acolo trebuie să lucreze. Aceea este ideea. Și abia mai spus un singur lucru. Atenția nu trebuie să pornească de la premisa că toți cetățenii sunt infractori. Toți sunt delinvenți. Nu. Cetățenii sunt prezumați nevinovați. Și îl sancționez pe cel care, într-adevăr, încalcă legea. Pentru că atitudinea aia stalinistă, toți sunt vinovați, numai că nu i-am prins încă, aceea transformă o societate într-o chestiune care nu are nimic în comun cu democrația. Noi trebuie să pornim la prezumția că cetățenii sunt corecți, asta e prezumția, și sancționăm punctual pe cei care încalcă legea. Iar încep aici în prioritizări, încep de la cei care, repet, au averile sfidătoare la vedere și pur și simplu nu plătesc taxe. Ei n-au nimic la stat, sunt săraci lipiți pământului, dar îi afișează o opulență absolut deșanțată. Aici trebuie să începe prioritizarea între lucruri. Nu cu consiliul de la Cuca Măcăi, care și el trebuie verificat să respecte legea. Dar în ordinea priorităților te duci în primul rând ca să justifici importanța unei asemenea agenții pentru
pentru funcționarea statului de drept, că te preocupi de taxarea acelor averi care sunt nejustificate. Nejustificate, nu se plătesc taxele la stat. Trebuie să plătească fiecare. Land of profit is land of taxes. Asta se spune peste tot în lume. Nu este o altă problemă, dar, repet, nu cu ținte, nu că stabilim noi cine și după aceea căutăm probe împotrivă. Nu, așa ceva numai stalinism se făcea. Tema stalinism avea ideea, Trotsky, care zicea ceva de genul, nu te chinui să schimbi ideile adversarului, distruge capul. Asta era stalinism, știți, în amezea forma aceea violentă. Am trecut prin stalinism, am trecut prin comunism, am trecut în democrație. În democrație cetățeanul este suveran, el este eroul societății. El trebuie să aibă prioritate, evident, dacă încalcă legea, ok, îl sancționez, dar nu consider vinovat. Când încep, domnule primar, când încep lucrările la podul Răsăritului și dacă s-a găsit soluția pentru podul Porțelanului? Acum se finalizează expertiza la Porțelanului pentru soluție. La podul Răsăritului e dat ordinul de începere, dar e faza de proiectare, care mai durează câteva luni. Și care este stadiul proiectelor din 14 iulie și din piața Carl Libri? Acolo se, în 14 iulie, m-am pus să deschid data, m-ați luat fără să deschid fișierele mele, ca să nu greșesc cu ele. Pot să vă spun așa, deci în primul lucrările despre centru, v-am spus că e 31 iulie, toată piața, toată zona parcului va fi gata, lucrurile poate un pic și mai repede, despre acelea pot să vă spun. După aceea, parcul Caragiale, am dat ordinul de începere pentru proiectare lunii 7 iunie, sunt 4 luni de zile pentru proiectare și execuție lucrări 14 luni. Este pe parcul Ion Ile Caragiale pe care l-avem. Așa. La hub educațional și baza sportivă și parc pădure, unitate medicală din Borhanci, am trimis comunicările pentru câștigătorul licitației în 16 iunie, au termen de contestații până în 28 iunie. Dacă nu se depun contestații, începem practic achiziția SF și puzului pentru baza sportivă, hub educațional, parc pădure, unitate medicală în Borhanci. Acum e vorba despre acel centru puternic de excelență și de analize și de cercetare a cancerului pe care face Institutul Oncologic. O lucrare, spun, absolut de importanță majoră pentru Cluj și fericit pentru ceea ce fac acolo. După aceea, așa cum am spus, la Calea Mănăștura am aprobat indicatorii tehnico-economici, SF-ul, și acum se pregătește situația la licitație. La Parcul Feroviarilor avem desemnat câștigătorul. Parcul Armătura avem în contestație la CNSC cu termen de 1 iulie. La fel, repet, este și cu Parcul Feroviarilor în contestație după judecarea. Deci și Parcul Feroviarilor, dacă a fost dat, da, este da, în contestație? Este în contestație. Da, deci Parcul Feroviarilor și Feroviarilor și Armătura sunt în contestație în acest moment la CNSC. Am câștigat până acum majoritatea proceselor la CNSC, așa că nu văd de ce nu l-am câștigat și pe acesta, după cum arată pozele momentului. Mai departe, în privința platoului sălii sporturilor, termenul de contestație 25 iunie, cât e astăzi este, da? Și aici, să vedem dacă se depun contestații, nu știm, este câștigătorul anunțat și vom vedea ce se va întâmpla. La școala gimnazială Nicolae Iorga și aici avem o contestație la CNSC, a judecat. Pentru canalul Morii Tronson Mărăș și străzile adiacente este acceptat la publicare documentat proiectul, este și ceva publicat și apă în vederea depunerii ofertelor. Deci, cam astea sunt în mare ceea ce vă pot spune despre proiecte. Ați vorbit despre tramvaiul care va avea culoare dedicat. De când? Eu cred că din august va fi acest lucru posibil, pentru că trebuie să trecem prin Consiliul, Comisia de Circulație, această procedură în iulie și să facem pregătirile necesare și să-l putem implementa începând cu luna august. Cam așa este orizontul meu de analiză. Odată cu finalizarea lucrărilor în 31 iulie, pe tot ce înseamnă străzile acestea din zona Parcului Central,
cu acel moment, 1 august, să putem face acea prioritizare a liniei de tramvai pe o distanță pe care va stabili Comisia de Circulație. Pornind de la premisa, repet că nu e normal ca 200-300 de oameni să stea în spatele la o mașină în care e un pasager sau doi. Asta este viața. Trebuie să priorizăm pe cei care circulă cu transportul în comun. Domnule primar, a apărut în presă în ultima săptămână acea problemă de pe plopilor, în care unii spun că se taie 6 plopi, 6 copaci, unii 5, unii 10. Ce știți de acel subiect? Eu am văzut, am trimis poliția locală și au primit răspunsul de la ocolul silvic că acei plopi se taie cu avizul ocolului silvic că sunt bolnavi. Verificați aceste informații pe care am primit-o și eu, după care am văzut-o reprodusă și în presă. Și o ultimă întrebare, când se finalizează, știți cumva când se finalizează drumul care duce la Creic, cel din strada Oașului? Au început lucrările, o să vedem și cu RADP-ul, am reușit să refacem procedura, a fost o muncă uriașă, felicit pe domnul viceprimar Tarcio pentru modul în care s-a implicat. Important este că acum au început lucrările. Vă dau detaliile pe măsură ce am evoluția lucrărilor. Vă mulțumesc mult de prezența în emisiune, o zi răcoroasă să aveți, deși nu se arată. Da. Mergem mai departe, că n-avem ce face. Mulțumesc, la revedere. Să ne vaccinăm, să stăm sănătoși și evităm căldura pentru cei care știm că avem unele afecțiuni legate de tensiune sau de alte lucruri, e de evitat mersul prin soare în perioada asta complicată și de băut cât mai multă apă. Pe sfaturile pe care ni le dau doctorii, le zic și eu mai departe. Eu campionatul european am discutat nimic, o pronostic, să vă aud ceva? Greu. Toată lumea a dat o câștigătoare pe Franța, dar ia uitați ce se întâmplă. Uitați-vă la Germania să vedeți ce evoluție va avea. Uitați-vă atent. Și eu mă gândeam, ori Germania, ori Spania. Uitați-vă atent la noi. În Spania nu cred că mai are benzină în rezervor. Deci dumneavoastră spuneți că Germania va fi campioană. Eu spun că m-aș uita atent la Germania, pentru că nemții se încălzesc greu dacă îmi pornesc motoarele. Da, ca panțărele, nu? Cam așa. Până în 1984 a fost în afara competiției, în seara aia nebună de mierde, până a fost alată seară. Dar vedem ce o să facă cu Anglia. Ungarie, trebuie să le spun, băi, ok, Liechtenstein Ungarie, mă, o echipă mică, să ții campioane mondiale, să nu piepți Germania, chiar dacă ai pus pe locul 4 în grupă, mă, e ca și mai... Păi dați, a ținut piept și Franței, dacă discutăm așa. Asta am spus, că a ținut piept campioane mondiale, care da, e Franța. Da, și Germaniei. Și a stat Germaniei pe teren la München și nu oriunde, că nu la Budapest, ci la München. Da, dar și turna cu găleata. Auzi, în condiții egale pentru toți cei care joacă fotbal, că nu unii joacă în soare și alții în ploaie. Pentru toți în aceleași condiții. Deci nu... Bun, Neuer nu știu ce a fost ziua lui complet nefericită. N-am văzut pe Neuer într-o asemenea lipsă de formă cum a fost în acest meci, dar asta e viața. Fotbal. Bun, dumneavoastră ziceți că va fi Germania campioană europeană? Da, eu zic că în careu de ași vom avea... Belgia, vom avea Germania, vom avea Franța. Sper că nu scad între ele careva, dar nu m-am uitat atent la programare. Păi nu știu, Belgia nu joacă cu Portugalia. Dar n-am zis Portugalia că... Nu, dar zic, credeți că trece Belgia de Portugalia? Cred că trece Belgia. Și Germania de Anglia. Eu cred că da, pe Wembley, îmi pare rău, Germania va trece de Anglia. Asta e părerea mea, așa că dacă la fotbal și la publică ne pricepem toți. Vă mai spun un banc să încheie. L-am citit aseară. Zice Ronaldo, eu am fost trimis de Dumnezeu pe pământ să învăț să joace fotbal. Messi, eu nu am trimis pe nimeni. Da. Numai Messi acolo, au și ei Copa America acum. Domnule, Eu rămân favoritul ăsta mai mici, mai dinamici, mai gen Pele, gen Messi, gen Hagi. A, deci nu sunteți Ronaldo, sunteți Messi. Uitați-vă la mine, seamăn eu cu Ronaldo. Nu, mai mult spre Messi. Nu sunt Messi, dar măcar ca înălțime seamăn cu... În tinerețe îmi plăcea și mie să fiu așa... Pe vremea noastră era Maradona, idolul generației mele. Și Hagi, evident, după aceea, în continuare... Așa încât eu mă identific mai mult cu această. Pentru că îi consider, în primul rând, talent, dincolo e mai multă muncă după aceea. Deci la Lewandowski, la Ronaldo, la
e foarte multă muncă în spate, e avantajul formei fizice, da? Că ai o statură impresionantă, dublată de foarte multă muncă și talent. Din coace, în primul rând, artă și talent, că vorbesc de Messi, de Hagi, de Pele, e talent extraordinar, e genialitate, muncă și, repet, faptul că ai o statură așa mai mică și mai robustă, centrul de greutate e altfel poziționat și mișcările și explozia este mult mai mare. Așa ca să mă dau și eu puțin domnule primar. Să vorbim administrație și politică, zic ăsta, bă, numai de administrație și politică. Să vorbim și de fotbal, nu? Că la politică și fotbal ne pricepem toți. Toată lumea. Am stat azi, am vorbit de reorganizarea administrației teritoriale, de regionalizare, de cum să facem, da. Nu știu. Da. Se face, că încă nu e curaj, da? Poate va veni și curajul ăla. Mulțumesc încă o dată de prezența în emisiune. Weekend ușor să aveți. La revedere. Mulțumesc, la revedere. Părăsim pagina de Facebook, cei care...